Acum un an n-ai avut ocazia să-l cunoști pe Arnold Schwarzenegger la o conferință de presă. Ce eveniment a fost acela? A fost competiția Arnold Classic, care se organizează an de an la Barcelona, Arnold Classic Europa, o competiție foarte bine cotată la nivel internațional și cu premii foarte mari. Și tu ai participat acolo în calitate de? De invitat. Am fost invitat al președintelui Forului Mondial de Culturi și Fitness, al domnului Santoha, prilej cu care am reușit să-l cunosc pe Arnold Schwarzenegger. Sigur, după conferința de presă am avut prilejul, bucuria și ocazia de a lua cina împreună cu soția mea, cu Arnold, și într-un cerc restrâns de a avea, exact, un tip polivalent, un tip care reușește pe plan mondial din toate domeniile, atât ca sportiv, ca actor, guvernator și un om care în momentul de față câștigă foarte mulți bani la bursă, ceea ce spune multe despre el și pe cât de mari sunt realizările, pe atât de multă modestie există în omul Arnold. Modest. Foarte modest, foarte aios. I'll be back, nu-i lipsește niciodată la orice discuție. Nu, mi se părut un om foarte echilibrat. Știu din informațiile mele și din discuțiile pe care le-am avut, vine la fiecare competiție pe care o are, vine cu antrenor, cu psiholog, cu nutriționist, cu medic după el, deci are un întreg staff. Da, da. 70 de ani. Face antrenament zi de zi, sigur, este Arnold Schwarzenegger. Puterea exemplului funcționează. Aici intervine Simona. Ea este pe partea sănătoasă. Da, nu știu ce vă spun. Nu știu, dar ai remarcat. Ai remarcat la Barcelona anul ăsta schimbare. Anul ăsta o schimbare era vizibil îmbunătățit. Sigur, de ce nu? O altă tehnologie pe care am lansat-o în acest an este o tehnologie care a devenit foarte populară, în primul rând la Hollywood. Este vorba despre o mască cu o lumină care crește producția de colagen, de elastină, care vine cu foarte multe îmbunătățiri în ceea ce privește acneea, pentru că este o lumină care vine pe diverse lungimi de undă. Fiecare lumină are o lungime de undă diferită și acționează în mod diferit. De exemplu, lumina albastră este un antibactericid foarte puternic. În minim 6 ședințe, acnee purulentă se atenuează vizibil, iar la o cură cu adevărat îndelungată se pot obține rezultate totale. De asemenea, pe partea de reîntinerire facială, pe reîmprospătarea tenului, sunt rezultate care se obțin foarte rapid. Este o terapie extrem de confortabilă, poate fi efectuată atât de către femei cât și de către bărbați și în momentul de față are foarte multă popularitate, nu doar la Hollywood, ci și în România. Ea, dacă este machiată, poate încerca acum terapia? Poate să încerce. Mie mi se întâmplă frecvent ca să mă grăbesc și să fac asta doar pentru că îmi doresc foarte mult să fac această terapie. Poate fi folosită și 15 minute ca parte, ca etapă într-un alt tratament, sau poate să meargă până la 60 de minute, mai ales în tratamentele acneice, când se folosește doar masca. Gabi, ești pregătit? De ce nu? Sunt pregătit tot timpul pentru orice.